Nu părăsim nici azi Mărețul, capitol 8 al Epistolei către Romani, de unde mai aflăm un adevăr cât se poate de reconfortant, că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Mă gândesc uneori chiar la credincioșii serioși, ca la niște copii ridicați pe vârful picioarelor și cu nasurile lipite de geam, așteptând primele sunete și culori ale unei parade ce știu ei că va trece pe sub geamul lor și care stă să se ivească de după colț. Așteptăm și noi cu înfrigurare să întrezărim și apoi să vedem clar ce a pregătit Dumnezeu în ce privește viitorul. Într-o bună zi vom schimba acest univers străvechi și ne vom muta într-unul nou-nouț. Și la fel trupurile acestea le vom schimba cu altele noi și perfecte. Dumnezeu consideră trupurile noastre de acum ca pe niște corturi ce stau să se desfacă, vezi 2 Corinteni 5, primele 5 versete. Și ar trebui să nu mai putem de nerăbdare să le schimbăm cu cele adevărate, să ajungem la adevărata noastră casă în care să locuiască trupurile noastre înviate și glorificate. Asta se va întâmpla după răpire, despre care amintește Apostolul Pavel și în Filipeni 3, de la versetul 20, și în 1 Corinteni 15, versetul 44. Și după ce, la scaunul de judecată al lui Hristos, vom primi răsplătirile glorioasei noastre moșteniri veșnice, despre care vorbește Petru în 1 Petru 1, versetele 3 și 4. Să fim siguri de asta, să ne încredem și să ne bizuim pe Dumnezeu cu nădejdea că vom vedea curând ziua când vom începe să experimentăm tot ce El a promis. Dacă Epistola către Romani este una dintre secțiunile cele mai valoroase ale Bibliei și dacă al 8-lea său capitol este ca un indicator care avertizează asupra adâncimii, Romani 8, versetul 28 poate fi socotit piscul semeț al acestei cărți. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Ne odihnim, careva să zică, în încrederea noastră în Dumnezeu, convinși că El este în control total și permanent și că tot ce întreprinde are în vedere binele nostru clar și sigur. Notați și rețineți că este o făgăduință care li se adresează celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dragostea este semnul nostru din naștere sau semnul renașterii noastre de sus, conform Galateni 5, versetul 6, dar și 1 Ioan 4, versetele de la 10 la 16. Aici este singurul loc din Epistola către Romani unde Pavel pomenește despre dragostea credincioșilor pentru Dumnezeu, în timp ce de atâtea alte ori în celelalte locuri citim despre dragostea Domnului pentru noi. Dacă ai îndoieli sau probleme să crezi că Dumnezeu te iubește, vei avea probabil dificultăți și în a-L iubi tu pe El. Citește în acest sens și 1 Ioan 4, versetul 19 și 1 Petru 1, versetul 8. Încrede-te în Dumnezeu și vei constata cum te umple dragostea sinceră pentru El, care va aduce în viața ta bucurie, pace, conținut, strălucire. Romani 8, versetul 28 ne asigură de asemenea că nu este important ce ajunge la tine sau prin ce treci, lucruri sau situații bune sau rele, întunecate sau luminoase, grele sau simple, frumoase sau nu. Orice ar veni, nu te teme. E și versul unui imn. Dumnezeu le va folosi ca să lucreze ceva bun în viața ta. Reține, asimilează și bizuie-te pe acest adevăr.